După ce în etapa a opta, FC Auto Bergamo a făcut meci egal 3 la 3 cu Odorheiul Secuiesc în sala sporturilor din Deva, în fața aproximativ 700 de spectatori, astăzi Deveni se deplasează la Timișoara cu speranța la măcar un punct din cele trei puse în joc. Meciul dintre CFR Timișoara și FC Auto Bergamo are loc astăzi de la ora 17 și este transmis de Digi Sport 2. Duminică s-a desfășurat și partida dintre United Galați și ACS Vest Deva, în care liderul clasamentului s-a impus cu scorul de 11 la 2.